Veronica, victima violenței în familie, crește singură 5 copii, unul fiind adoptat. La 38 de ani, ea știe cum să îngrijească și să crească copiii în condiții austere. Noi n-am rămas acasă, soțul bine. Și am hotărât, adică, soarta să ne-o stricăm. Mai gândi ne-o dedic copilor decât să ne-o dedic cu eu. Una dintre fetițe e cu grade de invaliditate. Deși vede o lume în jumătate, o vede mereu plină. Avem o fetiță care nu vede. Cum o deloc nu vede. I-am făcut 2 ani în urmă, nu 2 ani, deja 2, 4. 4 ani în urmă, la 6 ani și ceva am făcut, operația și mi-a stricat ochiul. Eu stricat ochiul cu tătul, eu dezblocat, adică eu stricat fundul ochiului, l-a scos cu tătul, l-a distrus. Dar cum se scoate? Cu învățatul e foarte bine, e eminentă. E că e clasa 5, dar până când o duce, nu știu până când. Dar e eminentă, învață. Pentru a evada de la soțul violent, acum 2 ani, Veronica a fost nevoită să plece de acasă. Au stat cu chirie ceva timp, după care au fost adăpostiți într-o casă bătrânească din Ialoveni. Singurul venit al familiei este salariul Veronicăi, de 1200 de lei. Copiii îndură multe lipsuri, totuși, la întrebare ce își doresc cel mai mult, Cornel, fiul cel mic, răspunde. Un grup de voluntari ce cunosc povestea lor au inițiat o campanie de colectare de bani ce ar oferi Veronicăi și copiilor șansa de a avea propria casă. A plecat din căminul familial unde era, pentru că soțul era violent și a zis că așa nu e posibil. Crește 4 copii ai săi biologici și un copilaș adoptat. Cel mai mult este adoptat, ceea ce este pentru mine este foarte acest admirabil. Cât vă propuneți să adunați? Am pus un target, o țintă de 13.000 de euro pe Facebook, pentru că înainte de asta am rugat Cristina să facă un tur așa de să vadă care sunt prețurile în acel sat sau posibil să găsim într-această sumă o căsuță decentă, dar ea a zis că nu este frică de muncă, o să fac, o să repar, o să-și aduc, muncesc copiii ăștia mai mari, băițel face, merge prin sat cu taie lemne, face bănuțe, o ajută, o să ține pe mamica. Și asta este cel mai așa bucurător, știi, pentru că vezi că vor să meargă mai departe, nu lasă mâinile în jos. Să-ți spun, e un caz care vrea să te implici pentru că vezi că este o atitudine. Până acum s-au colectat puțin peste 3.000 de dolari. Cu posibilități mici, copiii au visuri mărețe. De mecanic vreau să plec. De ce anume mecanic? Nu știu, mi se interesa mai mult de mașini. Și vreau să-mi deschid pe parcursul în autoservice, să-mi deschid o afacere. După ce polițiștii de frontieră au fost la ei cu daruri, Cornel se visează și el polițist. Eu vreau să devin un polițist. Eu plăcut fetele la mamă. A fost fetele la noi, născuții, în primăvară. Aha. A fost cineva de la mamă? A fost fetele la mamă? Da. La noi. Întreabă, cum o chema pe doamnă? Tanti Corina. Și cum arăta? Ce ți-a adunat? Un fanaric cu sirenă. Denis a decis să se implice și el în campanie. Deoarece el însuși, la vârsta de 8 ani, a ajuns copil al străzii, acum înțelege foarte bine situația copiilor vulnerabili. Împreună cu câțiva prieteni, au adus familiei Miron mai multe produse alimentare, dulciuri și produse de igienă. Că este greu acum la toți, încercăm unul pe altul să ne ajutăm cumva. Eu tot cândva am crescut la casă de copii, am stat pe afară 2 ani de zile, m-au găsit pe urmă cumva inspectoriatul pentru copii și am trăit la casă de copii pe la 18 ani. Acum deja am familie tot, am copil și vreau să aduc un exemplu corect la copilul meu, că trebuie de ajutat unul pe altul.
Așa. Vă dă Domnul sănătate și adică să aveți putere să ne și luați, adică să dați. Мы вас поздравляем искренне еще раз с Новым годом, чтобы в новом году к вам домой на порог постучало счастье, удачи и здоровья побольше. Спасибо у вас. И чтобы вы были здоровы. Спасибо. До встречи. Cei care doresc să ajute familia Miron să aibă propria casă pot face o donație pe contul deschis pe Facebook sau o pot contacta pe Adriana Rotaru.